Acum, ca să spun ceva, cred că e a 88-a victorie. Da, oameni buni, acum m-am oprit la Kaufland Ploiești, stau la încărcare, trebuie să aștept undeva la 40 de minute și am hotărât să iau camera și să vă mai povestesc cam cum a fost la etapa asta. Băi, chiar dacă în prima zi a fost așa liniște, n-am avut nicio belea, nicio problemă, mi s-a părut ziua de astăzi super mega plină de activități. Ideea e una foarte simplă, dacă nu ar fi activitățile astea, cu ghilimele de rigoare, aici fac referire la ieșiri în decor, la mașini pe care le-ai reparat la limită și ai spart motorul și ai reparat-o din nou și ai făcut-o să meargă, nu ar mai fi motorsport. Și sunt de părere că, de fapt, ieșirile astea în decor și problemele pe care le ai când mergi la o etapă, de fapt, asta fac nebunia asta de motorsport. Nu știu dacă l-ați văzut, dacă v-am povestit despre Bogdan. Bogdan, în prima zi de concurs, v-am pus niște imagini, dacă nu v-am pus niște imagini, vă pun acum, cu mașina lui, care e vorba despre un Golf, un Golf 1, făcut de competiții, de viteză în coastă. Bă, oameni buni! În seara dinaintea competiției, când am trecut eu pe la el pe lângă service, vreau să zic că toată mașina, dar toată mașina era desfăcută. Cutia de viteză era desfăcută complet, motorul desfăcut bucăți. Și să-mi povestească că nu știu ce a făcut el pe acolo, a dat într-o treaptă greșită, nu știu ce a combinat el și a spart și cutia și motorul. Partea tare e că a doua zi în marșele de concurs, omul a urcat, mă! Hiro, ce ai făcut? Ai făcut-o? Nu, da, dar nu prea merge, decât 5.000 jumate. Și te, fără unul? Fără unul, fără unul, doi la asta. Foarte tare, bravo! Pleacă bine de tot, ca la semafor. Ușor, că nu-i grav. Ce, nu, nu. Bravo, da. Felicitări că ai pus-o la loc. Stai să văd dacă meșteresc acum, să mai fac niște turi. Faină, bravo încă o dată. Merci. Bravo. Omul a urcat și și-a făcut treaba, adică a reparat toată noaptea mașina în așa fel încât dimineața să-i fie gata de start. Și eu zic că de fapt despre astea sunt cursele. Pentru că dacă nu ar fi așa, ne-am apucat de orice alt sport. Dar sportul ăsta ne face să simțim că trăim și partea mai tare este că în regrupare, sunt sigur că persoana respectivă și tocmai de aia nu vreau să-i dau un nume, povestea o chestie. El a avut o carieră în motorsport cu multe mașini foarte mișto, a mers cu mașini de ultimă generație și acum a venit la start cu o mașină istorică. Și povestea că în anii în care nu a făcut motorsport și în perioada după ce a renunțat la raliuri, bă, se simțea că nu mai trăiește. Și simțea că îi pleacă viața din el. E un drog ăsta. Clar, e un drog pe care ni-l asumăm. Și nebunia asta și adrenalina asta de a fi în permanență acolo,
Când am sărit afară, aduceți-vă aminte, când am pe probă am început să sun pe OLX să-mi aducă piese pentru mașină. E o nebunie directă. A luat foc mașina, nu m-am oprit. Am ieșit prin gardul ăla, nu m-am oprit. Cred că despre astea sunt cursele. Despre nebunia pură de a nu renunța, de a nu te opri doar pentru a-ți alimenta pasiunea. Pentru că dacă o iei așa, până la urmă, la final, nu-i vorba de bani, adică sari afară, strigi mașina, ajungi la sosire, câștigi, dar nu câștigi niciun leu. Adică sunt foarte mulți oameni care au impresia, mama, ai câștigat, gata, e ca la tenis. Nu are nicio legătură cu tenisul. Termin, îți iei o cupiță și pleci acasă. Atenție asta. O etapă mișto. N-are cum să nu-ți plac, scuze. Bam, bam. Cum a fost ieri? Adică mergi fără control la tracțiunii? Am terminat manșele de recunoaștere. Suntem la începutul manșelor de concurs. O să fie două manșe de concurs. O să vin cu multe imagini din partea superioară de traseu, în care vom întreba principalii contracandidați ce se bat pentru victoria de la Sinaia. Bă, man, bă! Ai zis că numai un subiect. Dai două așa pe etapă. Ce-ai combinat? Pare rău. Dar ce ai făcut? Mine, ce ai combinat? Bucur pentru tine. Zi. O bordură, o roată spartă. Și cât de tare că ai urcat a doua? Adică, se pare foarte tare că au reparat mașina. A fost mare lucru. Am urcat roata, a fost spartă. Doar roata? Doar. Bravo, Bradio! Cu două mașini de servici diferite. Da! Man! Prima coastă terminată, cum te simți, frate? Foarte bine, super fericit sunt. Bă, acum ne uitam la timp și am văzut că ești pe doilea debutanți. Sper așa să rămână, adică acum am momentul să cum e zis, clickbait? E clickbait, da, nu cred. Acum suntem în zona de sosire după prima urcare. Au fost două accidente mai nasoale un pic, pentru că... Au fost câțiva spectatori ce au stat pe baloți, baloții au fost loviți și au fost împinși un pic. Dar, din punct de vedere sportiv, Hora Lucien a pus recordul de până la momentul actual pe acest traseu, 1.51.3. Mai urmează o singură mașină, îl așteptăm pe Nestor, pe Emil Nestor, să vedem ce timp obține și să vedem cine bate etapa de la... Mișto! Bă, tensiunea asta, chiar dacă nu s-a implicat, parcă, da, nu știu, așa. Te-ai întors? Hop, 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 hop. That is motorsport. Deci, Emil, am învârtit-o pe prima manșă de concurs. Și în momentul în care o învârți, nu prea mai poți să ai un cuvânt de spus când vorbim de primele locuri. Deci, pentru a doua manșă de concurs, Hora are, nu? 51. Și al doilea e Silviu. Da, urmărim și a doua manșă. Era interesant să urce și Emil, să vedem o luptă acolo. Am ratat sosirea, dar a fost bine. Stai să vedem. 5-3-3, deci e bine. E cum s-ar zice, bun. Ce-ai? Cum e să bați? Trebuie să ne transmiteți din proprie experiență. Pe cine vrei să bați? Pe tine. Fizic sau? Fizic, da. Trebuie să recalcitrant. Bă, ca să spun ceva, cred că e a 88-a victorie. Hai să dăm cop. Ai și vrei la 100 te pensionezi. Da. Sunt de acord. La 100 de ani sau ce? Să fim toți aici. Întregi astea ce? Mulțumesc. Hai. Hai, Mihai. Zici că așa a mers. Și urcarea asta. Așa, să fie bine. Să fie primit. Bine, da. A fost una tactică. Da. Cum ziceam la prima. Da, cu venit unul. La mine ăla de la câmpul lung, că mi dai una sub 50, zic. La mine nu se poate cu Berliga. Până are sens. Nu, zic, cu Berliga, tot sunt la alții.
Îmi pare rău de Îmi pare rău de Emil. Da, clar. Era spectaculoasă lupta. Da, îmi pare rău. Dar își revine el. El e băiat bun.